Pe 5 octombrie 2024, Comuna Dudești Vechi a găzduit o reuniune amicală a pompierilor voluntari din comunele Dudești Vechi, Valcani, Variaș, precum și din Mocrin, Serbia, alături de pompierii militari timișeni. Evenimentul a avut loc în prezența colonelului Valentin Colesnic, prim adjunct al inspectoratului șef, și a lui Bogdan Mutu, șeful serviciului de pregătire, împreună cu reprezentanții autorităților publice locale. Această competiție a subliniat importanța serviciilor voluntare în gestionarea situațiilor de urgență și sprijinul pe care acestea îl oferă echipelor profesioniste. Pompierii voluntari joacă un rol esențial în comunități, fiind mereu pregătiți să intervină și să asigure siguranța comunităților în care activează. Participanții au prezentat tehnici de stingere a incendiilor și au toate exerciții de antrenament în echipă, consolidând astfel colaborarea transfrontalieră și abilitățile practice în apărarea împotriva incendiilor.